Adina Păduraru vă prezintă știrile Info Capital. Bună seara, doamnelor, domnilor, bun găsit! Iată pentru început care sunt cele mai importante titluri ale ediției. Peste 21 de milioane de lei au fost împărțiți ieri tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul Hunedoara. Cauzele înregistrate la Curtea de Apel Alba Iulia în anul 2016 sunt cu 16% mai mari decât anul precedent. Problema câinilor maidanezi din Târgu Jiu are nevoie de sprijin de la nivel înalt. Ieri, consilierii județeni hunedoreni au repartizat sumele defalcate din veniturile bugetului de stat pe anul 2017. Peste 21 de milioane de lei au fost împărțiți tuturor unităților administrativ-teritoriale din județ. Cele mai mari sume, câte 700 de mii de lei, le revin localităților Hațec și Orăștie. Consiliul Județean Hunedoara a aprobat repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pentru achitarea arieratelor provenite din neplata cheltuielilor de funcționare și sau de capital în ordinea cronologică a vechimii arieratelor pentru rambursarea ratelor la împrumuturile contractate în baza Ordonanței de Urgență numărul 2/2015. Sumele care le primesc direct municipalitățile de la finanțe și activitățile fiecărui UAT care sunt purtătoare de venituri către UAT. Nu putem compara zonele rurale cu niciunul din orașele și municipiile din județ, pentru că un criteriu foarte simplist ar fi fost 75% se dau în mediul urban, 25% în mediul rural. Nu. Asta e ponderea populației județului Hunedoara. Așa e repartizată populația. Numai că noi am considerat că mediul rural trebuie adus la standarde europene din toate punctele de vedere, pentru că mediul rural, nu în ultimul rând, e păstrătorul și a fibrei sănătoase a ceea ce înseamnă modul de a caracteriza poporul român. Cele mai mari sume, câte 700 de mii de lei, au revenit localităților Hațec și Orăștie. Curtea de apel Alba Iulia și-a prezentat astăzi raportul de activitate pentru anul 2016. Din datele furnizate rezultă că numărul total al cauzelor înregistrate în toate instanțele din circumscripție a crescut cu aproape 16% față de anul 2015. În anul 2016, pe rolul instanțelor din Alba, Hunedoara și Sibiu au intrat peste 125.000 de cauze. Din totalul dosarelor nou intrate, peste 88.000 au fost înregistrate la judecătorii, aproape 28.400 la tribunale și puțin peste 8.200 la Curtea de Apel Alba Iulia. Implicit a crescut și numărul cauzelor care au fost soluționate, din fericire, în termene tot mai scurte. Un alt aspect important este analiza indicatorilor de eficiență. Astfel, în circumscripția Curții de Apel Alba Iulia nu există nicio instanță încadrată în gradul satisfăcător sau ineficient. Mai mult, se observă că din cele 20 de instanțe, 13 sunt în grad eficient, în timp ce Tribunalul Sibiu și judecătoriile din Avrig, Blaj, Deva, Hunedoara, Mediaș și Săliște au primit gradul maxim de eficiență. În ceea ce privește resursa umană, anul trecut Curtea de Apel Alba Iulia și instanțele din circumscripție s-au confruntat cu o situație fără precedent. În urma soluțiilor adoptate de CSM în materia transferurilor, a pensionărilor și a opțiunilor alese de judecătorii stagiari, judecătoriile din Brad și Orăștie funcționează cu câte doi magistrați, iar la Hațec exista pericolul de a rămâne un singur judecător. Concluzia raportului este clară: volumul de muncă este mare, iar în unele cazuri personalul este insuficient. Fostul primar al municipiului Târgu Jiu recunoaște că problema câinilor nu a avut rezolvare nici în mandatul său și nici pe viitor fenomenul înmulțirii maidanezilor nu va putea fi stopat. Florin Cârciumaru cere sprijin la nivel înalt pentru alocarea de fonduri suplimentare în această privință. De cealaltă parte, liberalii se bat cu pumnul în piept că animalele trebuie eutanasiate dacă nu le revendică nimeni. Senatorul Florin Cârciumaru este de părere că problema câinilor vagabonzi din România va fi stopată dacă executivul se implică mai mult. Fost primar, PSD-istul susține că maidanezii reprezintă o povară prea grea pe umerii administrațiilor publice locale. Problema câinilor se va rezolva atunci când la nivel de guvern se va lua o decizie ca fiecare autoritate locală, fiecare primărie să primească bani, fiecare primărie să fie preocupată de această problemă. În momentul în care problema câinilor este trimisă numai și numai la
orașe și în general în municipiile reședință de județ, această problemă nu se va putea rezolva. De cealaltă parte, liberalii, care în urmă cu două zile au solicitat o ședință extraordinară de Consiliu Local doar pentru a se amuza, vin acum și acuză primăria că nu aplică legea. Dan Vâlceanu politizează problema și susține că PSD-știi nu doresc să prindă voturile iubitorilor de animale. Eu vreau cu această ocazie să solicit primăriei Târgu Jiu să respecte legea. Avem o lege care spune foarte clar că în cazul în care există câini care ajung în aceste padocuri, în termen de 14 zile, dacă nu sunt adoptați de persoane, trebuie eutanasiați. Le e frică, se gândesc că vom avea alegeri și că pierd voturi, sau că nu vor să riște scandaluri, să plece. Fondul problemei sunt de fapt banii. Lunar se achită sume colosale de întreținere și îngrijire a câinilor, însă degeaba. Maidanezii continuă să se înmulțească în ciuda sterilizărilor facturate pe hârtie. Se vede clar că la Târgu Jiu este o activitate organizată, se cheltuie foarte mulți bani, dar fără un rezultat concret, pentru că cu toate că la centrul canin avem în momentul de față, după câte știu, peste 500 de câini, cu toate că echipa de ecarisaj lucrează să strângă, să prindă câinii de pe străzi, pentru mare lucru nu se poate face, pentru că sunt aduși din toate comunele, din toate colțurile județului, ba mai mult și din județele învecinate. Care sunt de fapt dedesubturile în ceea ce privește problema câinilor comunitari, vă vom prezenta într-un material viitor. Tot atunci vom explica și de ce un copil poate să trăiască cu 200 de lei pe lună, în schimb, întreținerea lunară a unui maidanez costă de două ori mai mult. La începutul săptămânii, o fetiță de 7 ani a fost desfigurată în Piața Mică de un maidanez. De atunci, autoritățile aruncă mingea de la unii la alții, fără să găsească o rezolvare pentru a scăpa de câinii nedoriți de nimeni. Ieri a fost confirmat primul caz de gripă aviară și în județul Arad. Boala a fost descoperită la un cormoran găsit mort pe malul Mureșului, în zona complexului sportiv Mureșul. A fost convocat centrul local pentru combaterea bolilor din cadrul prefecturii Arad și s-au transmis alerte marilor ferme de păsări din județ, după ce joi a fost confirmat primul caz de gripă aviară din județul Arad la o pasăre sălbatică din specia cormoran găsită moartă pe malul Mureșului în municipiu. Cadavrul cormoranului a fost dus la sediul DSVSA Arad, iar în urma analizelor efectuate de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală București s-a confirmat gripa aviară. Printre primele măsuri luate de autorități a fost instruirea medicilor veterinari oficial zonali și ai celor de liberă practică împuterniciți cu privire la semnele clinice manifestate de păsările bolnave de gripă aviară. Autoritățile au transmis alerte și în cele 5 mari ferme comerciale din județ, care împreună au peste 75.000 de păsări, fiind înăsprite condițiile de biosecuritate. DSVSA Arad face un apel la fermieri să anunțe dacă observă moralitate neobișnuită în rândul păsărilor din crescătorii sau gospodării. În cazul țăranilor, aceștia sunt informați prin medicii veterinari că au obligația să țină păsările închise în curți, pe cât posibil în spații acoperite, pentru a se evita contactul cu păsările sălbatice. Pensionarii arădeni au liber la biletele de tratament. Prima serie de repartizare a început chiar astăzi și oferă arădenilor 165 de bilete la mai multe stațiuni balneoclimaterice din țară. La câteva zile după ce Ministerul Muncii a anunțat că începe repartizarea biletelor de tratament pentru pensionari, Casa Județeană de Pensii Arad a dat startul distribuirii primelor bilete. Prima serie din acest an a început chiar astăzi, 10 martie, și le oferă vârstnicilor arădenii numai puțin de 165 de bilete în stațiuni în care Casa Națională de Pensii Publice deține complexe balneare proprii. Este vorba despre Moneasa, 122 de locuri, stațiunea 1 Mai, 21 de locuri, Buziaș 8 locuri, stațiunea Gioagiu 10 locuri, stațiunea Covasna 2 locuri și Olănești 2 locuri. În anul 2017, prin unitățile de tratament balneară vor fi repartizate bilete de tratament în 18 serii de trimitere, durata unui sejur fiind de 16 zile, iar a tratamentului balnear de 12 zile. Prima serie a început din data de 10 martie 2017, iar următoarea serie în data de 25 martie, spune Mihaela Vasil, director al
Casei Județene de Pensii Arad. Repartiția locurilor de tratament balnear în complexe aparținând unor operatori economici privați se va face după atribuirea contractelor pe care aceștia le au încheiate cu Casa Națională de Pensii. Date despre acestea vor fi comunicate ulterior. Organizarea unei nunți perfecte nu este un lucru ușor. Fiecare detaliu poate face diferența, astfel că cel mai indicat ar fi să apelați la specialiști. Cele mai importante companii din domeniu își vor expune oferta în cadrul celei de-a noua ediție a Târgului de Nunți, Orașul Mirilor, în acest weekend la Alba Mall. Centrul comercial Alba Mall găzduiește începând de astăzi și până duminică inclusiv Târgul de Nunți, Orașul Mirilor, devenit deja tradiție în Alba Iulia. Viitorii însurăței au la dispoziție oferte care includ toate ingredientele unui eveniment deosebit, de la rochii de mireasă și costume până la servicii foto-video sau meniuri ale restaurantelor. Oferte exclusiv pentru nunți, organizarea nunților, botezuri și nu numai, orice fel de eveniment. Văd că aveți prăjituri, torturi. Da, exact, și se poate și degusta, gusta, se poate alege. Avem o gamă foarte diversificată de prăjituri. Și ofertele acestea care le dăm pe parcursul târgului reprezintă o sumă semnificativă. Este în avantajul celor care ne vizitează aici la târg, în așa fel ca să fie de nerefuzat pentru toată lumea. Cam ce modele se poartă? Cam care sunt trendurile pentru acest an? Depinde de gustul fiecăruia și de particularitățile fizice. Dacă la o mireasă mai plinuță nu este bine cu sirene, atunci optează pentru prințesă sau linia. E doar o chestie de gust și de opțiuni. Prețurile aveți oferte pentru acest târg? Da, avem reduceri între 10 și 20%. Târgul va rămâne deschis până duminică, așa că cei care aleg să facă pasul cel mare în acest an trebuie să profite de cele 3 zile și să intre în Orașul Mirilor. A fost o săptămână plină de confruntări la concursul județean de cultură generală Citești și Câștigi. După ce s-au disputat, alte 2 licee s-au calificat mai departe. Noi confruntări au avut loc în această săptămână între liceele participante la concursul județean de cultură generală Citești și Câștigi. În etapa de calificări de ieri s-au întrecut în cunoștințe generale Colegiul Național Carmen Silva din Petroșani și Liceul Teoretic Mircea Eliade din Lupeni. Competiția a început de la ora 13, iar timp de o oră concurenții s-au străduit să dea răspunsurile cele mai bune. La final, învingătoare a fost declarată echipa Liceului Teoretic din Lupeni cu un scor 28-25. De la ora 15, confruntări au avut loc între Liceul Teoretic Silviu Dragomir Ilia și Colegiul Tehnic Matei Corvin Hunedoara, cel mai bun punctaj fiind obținut de liceenii de la Ilia. Aceștia i-au învins pe hunedoreni cu scor 27-14. Acestea au fost știrile. Ne revedem luni la o nouă ediție a Buletinului de Știri Info Capital. Până atunci, să aveți un weekend cât se poate de liniștit!